participat și eu la discuțiile care au fost de baza inițierii acestui proiect. Libere. De principiu libere și toată lumea putea participa. Acum o să vă spun punctul meu de vedere. Nu cred că dacă domnul Frățil a părăsit Consiliul Local, chiar nu mai avem printre consilieri oameni care au cel puțin habar despre activități corporale. Chiar nu cred asta. Și aici vreau să vă spun că domnul Duran, știm cu toții, este specialist în partea artistică, numită dansuri, coreografie, folclor, adică are un pic de know-how. A organizat mai multe deplasări, mai multe concursuri de acest gen, evenimente, adică are habar. Domnul Dochea, pe de altă parte, știm cu toții de când, de pe vremea cealaltă, în ceea ce înseamnă teatru și spectacole, divertisment, pantomimă, mimă și așa mai departe, are o expertiză, a avut o trupă. Bun. Cu siguranță mai găsim și alți colegi din Consiliul Local care ce ar trebui să facă? Eu așa am înțeles, doamna consilier, ei ar trebui să genereze niște criterii. Tocmai pentru că se pricepe la cultură. Vin în fața noastră, le prezintă. Cum vom atrage alături de noi într-adevăr specialiști de cultură din societatea asta civilă cu spatele alb, care este imensă, dar nu ne interesează specialiști în mediu acum. Vor fi societatea civilă, dar e specialist într-o fundație de mediu. De acord, aici aveți dreptate. Deci și vin înapoi, uite, cu doamna Clinciu, care este inițiatoare, și ne prezintă. Mă, uite, noi ăștia trei consilieri am inițiat criteriile acestea, care urmează să selecteze tot de către Consiliul Local și Arbifilă. Că mi se pare ok ca apoi filtrul nostru să vedem cine sunt specialiști adevărați. Pentru că, de altfel, nici în primărie și nici chiar cei doi distinși domn consilier nu au expertiză în așa ceva. Doar că se pricep mai mult decât mine, pițioi care la cultură sunt mai puțin priceput. Acum noi vorbim, de fapt, despre altceva. Ne dorim să avem și noi calitate în actele de cultură pe care le facem unitar, pentru că n-aș vrea să dau exemple negative, deși sunt mai multe, că e săptămâna premergătoare Crăciunului, suntem în post și nu-i frumos, dar am mai multe, când m-am simțit penibil, jenant, datorită unor atitudini mai puțin corespunzătoare la organizarea unor evenimente de către anumite instituții din Câmpina și nu vreau să dau exemple că este nepotrivit acum perioada. Dar o să le dau. Și le am aici. Ultimul a fost la inaugurarea parcului de la Soldat. Și atunci dacă ne dorim calitate, ne dorim o persoană cu care să discutăm unitar, nu mai discutăm cu managerul de la bibliotecă, de la muzeu, de la Joe Boxa de aici, din altă parte, și avem o persoană care vine în fața noastră. Și îi spunem ce dorim de la un spectacol de Revelion, nu? De la un tăr de Crăciun pe care nu-l avem nici anul acesta, că n-a avut cine să-l genereze. Anul trecut l-am băgat la Geoboz, am buge și ce? Uite, nu l-am făcut. Dacă nu l-am făcut, ce? Am înțeles de ce nu l-am făcut, pentru că n-am avut un concept. Pentru că nu s-a ocupat nimeni din timp, pentru că n-a fost o gândire, pentru că... asta este. Ne dorim să avem alt nivel de cultură în Câmpina sau vreți să rămânem, dacă suntem mulțumiți, dragi consilieri și colegi aici de față, cu ce avem, dacă voi considerați că suntem mulțumiți, nu votați. Eu nu sunt mulțumit și de-aia voi vota proiectul de principiu. Detaliile în episodul următor. Vă mulțumesc. Doamna, aș vrea să mai dau o mulțumire. Aș foarte domnul viceprimar are 29% dreptate. Dar înființarea centrului, structurii, cum se va numi, centrul cultural, de zice, nu radiem tot personalul de la Casa de Cultură Geococta, de la Casa Tineretului, de la Bibliotecul, dacă nu avem cum să zicem personalul executiv. Păi, de-aia n-am făcut târg de Crăciun, de-aia avem calitate proască, personalul ăla, pentru că acest centru cultural va avea un șef, persoana aia cu care stăm noi de vorbă. Dacă va lucra cu aceiași oameni în jos... Unde scrie sau de ce trebuie să lucreze cu aceiași oameni? Păi se numește reorganizare, doamna Albu, așa se numește. Reorganizare. Reorganizare să-mi duc ideea la capăt, că eu îți mai văd. Da?
aveți dreptate, doamnă. Degeaba avem un șef bun. Am văzut șefi extraordinari care nu au cu cine să lucreze. Și atunci treaba nu merge bine, că omul ăla face cât poate singur, la un moment dat se egoizează și zice, lasă că merge așa. Deci, de asta vorbim, domnul Drăghia, vă rog să nu mă mai întrerupeți. Și pentru știința dumneavoastră, și o știți foarte bine, dar și pentru acelor care nu știm, nu o știu. În urmă cu 3 ani și ceva, aproape 4 ani, am fost prima care am propus înființarea acestui centru cultural, nemulțumită fiind de lucrurile pe care le-a spus și domnul viceprimar, da? Și nemulțumită fiind că de aceste activități ale acestor instituții de cultură din Câmpina răspunde administratorul public, care ar trebui să răspundă numai de lucrurile de care trebuie să răspundă un administrator public. Și el nu poate să facă bine niciunul din aceste lucruri. Și eu am avut această idee. Deci sunt întru totul de acord. Dar mi se pare că pornim total greșit. Domnul consilier, colegul nostru, Duran, da, înțeleg. De aici noi vorbim de o structură. Trebuie să știi cum să organizezi, nu să știi, da, să organizezi spectacole. Că nu, activitatea culturală și organizarea ei nu poate să spectacole. Domnul Dochia la fel. Pe cele de teatru, poate și mai mult management aici. Și eu aș fi văzut foarte simplu un studiu de ezabilitate, sau mai bine zis, o oportunitate, întocmit de cineva de specialitate, decât această comisie, care nu vreau să spun nimic despre abilitățile și cunoștințele membrilor ei și cine vor fi cei din societatea civilă. Eu asta am vrut și când am spus mai devreme să evidențiez că începem cumva greșit și o să fim cumva să nu ajungem în situația clubului sportiv sau al altor instituții. Asta este părerea mea. Repet, sunt de acord cu înființarea acestei structuri, dar nu așa pe picior, adică o facem științific, o facem cum trebuie, cu organigramă, cu atribuții, cum ar trebui să funcționeze asta. Și nu așa se poate, altfel nu se poate. Păi da, nu așa se poate, dar nu e totul. Acum am făcut așa, să sărim, ar vedea cum sărim. Păi nu, dar oamenii ăștia ar trebui să facă... Mai avem mult și noi nu ne-am ocupat, grupul ăsta de lucru nu s-a ocupat nici măcar de asta. Dar, vă rog, domnul Petre. Doamna președinte, sau acordă principiul, sau plică hotărârea. Hotărâți-vă, da. Acordul de principiu al Consiliului Local pentru organizarea acestor instituții. Și cineva care să se ocupe, pentru că ar fost invitat mare parte dintre dumneavoastră la aceste ședințe și n-au venit decât 4 sau 5 persoane. Deci, dacă permiteți, să mergem pe principiul proiectului de hotărâre. Să eliminăm expresia hotărâre de principiu. Aveți un amendament, să înțeleg? Nu, spuneți cum să-l formulez ca să știu ce spun la urmă. Nu prea ne privăm de la stânga la dreapta. Deci trebuie să mergem de la început. Proiect de hotărâre. Da, proiect de hotărâre, așa se numește, dacă priviți titlul, așa o să constată. Deci dacă permiteți, eu vă rog domnul. Îmi cer mii de scuze. Și eu și vă rog respectos să aduceți în fața în alte adunări vorbirea despre cum ne-am întâlnit noi acolo, cine a participat în partea executivului, din partea juridică a legislativului, doamna secretară și cam ce câte am probleme s-au discutat vis-a-vis de chestia. Deci, ca să știe, noi nu ne-am întâlnit așa să dăm buzarul.
știm despre ce e vorba, au consultat dumneavoastră toate legile, este directorul de la jurii, dacă îmi dați voie să-l rog pe domnul director să ne spună două vorbe despre asta. Vă rog, domnule. Mai mult decât a spus domnul acolo, nu am ce să facem. Eu ați spus absolut legal și se poate face. Reorganizarea unor structuri. În cum să vorbim să vă gândim într-o structură unică pentru cercetarea managerului și cheltuirii. Dar v-ați documentat în alte locuri, nu există așa ceva. Va trebui aprobat tot de către dumneavoastră. Un ROF, un organigram, un stat de funcție. Terminăm discuțiile pe acest proiect. Deci v-aș propune, componența grupului de lucru este următoare. Reprezentantul primarului va fi numit prin dispoziția primarului. Cele trei propuneri pentru consilierii locali sunt domnul Andrei Turan, domnul consilier Dochia și, eu. Iar un alt alineat, alineatul 3, persoanele, cele trei persoane din societatea civilă vor fi alese până la data de 30 ianuarie 2020 dintre persoanele care se vor înscrie ca urmare a anunțului ce se va publica pe site-ul primăriei. Deci astea sunt modificările pe care eu le văd în momentul ăsta. Dacă vreți, putem spune componența, grupul de lucru va cuprinde 7 persoane, dintre care un reprezentant al primarului unit prin dispoziție, 3 consilieri locali și 3 persoane din societatea civilă. La modul acesta, dumneavoastră urmează să vă spuneți punctul de vedere prin vot față de acest amendament. Deci, vă solicit votul pentru acest amendament, așa cum vi l-am expus astăzi. Cine este pentru? 3, 4, 5, 6. Deci amendamentul nu a trecut, proiectul în ansamblu, cine este pentru? 6. Proiectul nu a trecut. Proiectul de hotărâre numărul 12. Încheierea cu licitație publică a 3 spații comerciale în suprafață orbită de 2,50 m fiecare în lipsa spațiilor de stațiilor de transport în comun. Comisia de acest proiect, având în vedere că trei spații aflate în stațiile de autobuz nu sunt închiriate, propun închirierea prin licitație publică acestor, eu știu, fiecare cu o suprafață de 2,50 m² pe un termen de închiriere de 3 ani. Prețul minim de pornire a licitației cred că va fi conform hotărârii de Consiliu aprobată, pentru că va trece pe anul viitor. Da, va fi acela de închiriere, prețul de pornire. Și atunci, dacă e cazul să facem să fie aici sau, adică, completarea aceasta, că prețul de minim de pornire a licitației va fi prețul din proiectul de hotărâre numărul. Da, și problema mea, da, prețul minim de punea licitat este cel stabilit prin hotărârea primă de cheile. Cheile aprobate de aprobat de tot ziua. Iar în ce privește
componenta comisiei de evaluare, vă rog să faceți propuneri. Eu nu am nicio comisie. Am lăsat la latitudinea consiliului. Propune dacă are cineva de... Doamna consiliera, vă rugăm să faceți propuneri, că n-are nimeni propuneri. Păi atunci am propun pe doamna consilier Trinciu și pe domnul consilier Joțic. Ca supleant pe domnul consilier Ienache și pe domnul consilier Ionis. Aceasta este propunerea mea. Aceasta este propunerea mea. Dacă nu ați propunerea, o să vă rog să faceți altă. Nu o să fac altă propunere. Ca să mă propun domnul consilier, a spus Dochiamă. Ca să rămână noua la Monica, cum își dorește domnul Bănescu și supleanții, domnul Bondoc și domnul Cercean. Pe tot am propus pe domnul Ienache și n-a spus că nu dorește să fie supleanții. Nu, domnul Ienache. Deci supun la vot amendamentul doamnei consilier al termenului de închiriere. Anul este trecut deja de 3 ani, prețul minim cel stabilit prin hotărârea de Consiliul Local privind chiriile pentru anul 2020. Cine este pentru? Cine este de acord ca domnii consilieri Dochia și Pănescu să fie membri în această comisie și domnul consilier voturile împotrivă sau abținerile. O să vă rog să-mi spuneți dacă sunt voturi împotrivă sau abțineri. Proiect de hotărâre privind actualizarea limitelor de proprietate pentru imobilul teren apartenind domeniului public al municipiului Vâlcea, strada 1, mai fără număr. Față de expunerea de motive, nu am nimic de adăugat, dacă aveți dumneavoastră discuții sau întrebări. Dacă nu, vă supun aprobării proiectului, cine este pentru? Unanimitate. Doamna Alu, vreau să spuneți ceva? Ultimul proiect de ordine de zi, aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Vâlcea. Da, vă spuneți, nu o să citesc toate spune motive pentru că e foarte lungă. La venituri propun modificarea prevederilor bugetare prin diminuare cu suma de 183.500 de lei. Nu mai citesc ce am scris aici, dar cheltuiesc de secțiunea dezvoltare. Așa, la ordine publică, suplimentare costă, nu, asta e cu 10.000 de lei, e foarte interesantă. Fondul de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale, propun diminuarea cu suma de 100.000 de lei. Acest fond se introduce în fiecare an la începutul anului, se elimină la sfârșitul anului pentru că n-a fost utilizat. Eu am fond de rezervă, Doamne ferește, pentru situații de urgență. La străzi, diminuare cu suma de 98.000 de lei, cheltuie secțiunea dezvoltare, diminuare cu suma de 1.610.000 lei, conform anexei 2, pe care, dacă doriți, vă citesc în care am modificat, dacă nu, nu mai citesc. În principiu, încă o dată, este vorba de priorarea unor fonduri din secțiunea dezvoltare, transferul către secțiunea de funcționare, astfel încât s-a acoperit toate cheltuielile
necesare în acest moment. Dacă vreți să mă apostețesc care este a doua inițiare lungă, iau fiecare poziție, dacă nu, nu. Cred că ați urmărit la votările pe timpul derulării ședinței. Eu vă mulțumesc pentru că m-ați ascultat și fac încă o dată mențiunea că dacă vom mai primi o sumă importantă de bani prin rectificarea de buget a Guvernului României, o să vă convoc la o ședință extraordinară, poate chiar de îndată, dacă lucrurile așa sunt necesare, pentru că, într-adevăr, ultima plată va fi pe 31 decembrie. Dar nici am mai avea ziua de mâine, luni, marți, vineri și încă luni, marți, 30-31. 23-24. Vă mulțumesc. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu, vă spun la vot 35 pentru. Și 11. Doamna Lucu și domnul Ionuț au fost în urmă. Puțin în urmă, vă mergem cu ultimul punct pe ordinea de zi, diverse interpelări. Înscrieri la cuvânt. Mai citești pe domnul Ionuță, dacă se poate, un minut. Da, dacă trebuie să spun că veniți la scrum operativ, vreau să vă spun că în săptămâni trecute s-a realizat lucrarea de modernizare a străzii dealului. Profesorul cu vizită pe care a Doftanie și partea de sus s-a asfaltată. Este o lucrare foarte bună, realizată de această stradă și cetățenii au scăpat de Roaie și care de Zișul, care se producea către Val, cu canalizare privială și așa mai departe. Vreau să vă spun că astăzi am făcut nu inaugurare, pentru că terenul de sport în care Slobozia are încă niște probleme de exerciție, dar pentru că nu puteam să lăsăm închis, am făcut pur și simplu deschiderea acestui teren. Am lucrat câțiva copii din cărare Dorința 5, care au văzut terenul la care și-a exprimat dorința să se joace acolo. Copiii de la Casa Speranței, de asemenea, au fost invitați acolo, pentru că și ei sunt alături. În acest moment, acest teren este deschis pentru toți copiii din vaccinați și cu mențiunea faptului că reparațiile vor fi realizate pe cheltuiala firmei în momentul în care vremea va fi foarte bună. Și aici când zici vremea va fi foarte bună, nu înseamnă că astăzi e cald, nu va fi fric, pentru că trebuie prezat o bucată foaie de beton, trebuie reparată, suprafața și betonată și după aceea așterând din nou o stadă de tatar. S-a acuzat că și în condițiile existente, cu o mică eroare existentă la coșul dinspre sud, dacă nu mă înșel, terenul poate fi utilizat și este multifuncțional. Asta ca să vorbim de acte de teren multifuncțional, oricât de domnul consilier Ioniță. Ce să vă mai spun, vă invităm la spectacolul de Revelion, care va fi noaptea dintre ani. Va evolua grupul Sexy în partea, cum să zic, intermediară, nu cunosc acest grup, dar presupun că va evolua foarte bine. Te invit pe colegii mei să funcționeze. Și grupul Talisman, la sfârșitul spectacolului, după care va fi un joc de lasere, pentru că am propus, așa cum mulți cetățeni sau o parte dintre cetățeni au cerut, mutarea plasamentului care nu va mai fi la notariate și va fi din nou înainte simțe în Bulevardul Culturii.
și acolo nu mai avem nevoie din partea RIS-ului să facem foc de artificii, de aceea vom face un joc de lasere, care sperăm să suplinească focul de artificii pentru anii trecuți. Am dat și cheile locatarului dintre mine energetic, și în felul ăsta e posibil ca o parte dintre familie să se mute până la anul nou, deci încercăm să le facem o bucurie și cam atât am realizat în ultima perioadă, acestea fiind niște noutăți. Dacă vă uitați, vă mai spun să o facă. Mulțumesc. Domnul Consiliu. Da, vreau să vă mulțumesc. E ultima ședință de an. Vă mulțumesc pentru că am participat cu toții la unul de șase ani mate, unul de trei ani mate. Și să vă spun că ultima ședință la care voi participa și eu și colegul meu, Mihai, dar o să las să vă vorbească cu toții tehnicul. Motivul este acela că voi părăsi ca sfârșitul acestui săptămâni formațiunea ALDE și mă voi înscrie în partid nou, partidul care se cheamă Prahul în acel. Nu sunt o persoană care să vrea să țină de loc și dacă pe mine m-au ales cetățenii să fiu reprezentantul ALDE, nu mai sunt, mi se pare normal. După 30 de ani de la căderea comunismului, ca orice politician, cum ar trebui să facă orice politician, în momentul în care nu mai trebuie un partid, să fac asta. Să lase locul următor. Acum, ce să vă spun din mea, pe totul următorul, că următorii de pe listă, de pe lista de consilieri, vreau să vă informez, ca să știe administrația publică. Și-a dat o demisia, deci, practic, să întâmple un lucru inedit în ședințele dumneavoastră, e că nu o să fie mai despre cine se mai lua de la alte, pentru că demisia a fost depusă ieri, de la senior. Deci, practic, organizația alte câmpina s-a desfințat. Desfințându-se cu toți membrii care mai erau activi, inclusiv cei care erau pe lista de consilieri, nu o să prea mai ales cu cine să mai locuți. Inclusiv și pe ați. Deci toți, până la unii auzi și pe ați. Asta este, am zis să vă anunț. Am zis să vă anunț, să vă spun să știți cum e situația. Eu vă mulțumesc încă o dată că câteodată ne-am mai supărat. O să plec cu termenul că n-am mai apucat să mă întreb în fața de maparcul. Adică, de păcate, nu s-a trebuit mai mapa. Asta e, dar o să mă bucur ca și cetățean că o să-l văd la un moment dat terminat. Ca și multe alte lucruri. O să mulțumesc domnului primar, domnului viceprimar, pentru că am avut o relație fructuoasă în ăștia 7 ani jumate și unii sper să ne mai revedem și peste 6 luni. Vă mulțumesc foarte mult. Și mai oricum ne întâlnim că suntem câmpine. Eu nu cred aici. O să fiu foarte scurt, la fel ca și mandatul meu de consilier. Mă simt onorat că am fost prin dumneavoastră, că am făcut parte din Consiliul Local ca și consilier și că am reprezentat cetățenii Câmpine. O singură observație, din când în când la ședințele locale orgolile sunt foarte mari, orgolii care cred că afectează, într-o oarecare măsură, bună funcționare. Vă mulțumesc foarte mult, vă urez la mulți ani, sărbători fericite și să fiți sănătoși, îndepun mandatul. Vă rog să înțeleg că v-ați dat demisia din Consiliul Local dumneavoastră? Da. Și din ALDE și din Consiliul Local, da? Că e important. O să am rugămintea să depune și aceste demisii să fie scrise. Că sunt proceduri total distincte. Nu s-o fac public. I-am anunțat de cu cei de la partid. Am zis că, normal, asta se supune demisia de Consiliu. Ne-am luat administrativă ca să putem să întreprindem demersurile necesare judecării Consiliului. Avem nevoie de demisia de noastră voință. Și înregistrate la... Înainte să declar închisă ședința de Consiliu din această seară, vă urez să aveți sărbători fericite, un an nou mai bun, să ne vedem cu bine în prima ședință de Consiliu de anul viitor și vă invit să rămâneți câteva minute să pornim un pahar de campanie.
înaintea sărbătorilor de iarnă. Nu am reședință, domnule, înainte agenda, să nu știu câteva lucruri.